În fiecare an, în luna aprilie, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre ale României. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este patronul spiritual, ocrotitor, purtător de biruință. Cu această ocazie, în garnizoanele județului Sălaj au avut loc o suită de manifestări premergătoare acestei zile. Miercuri, 22 aprilie, în cadrul manifestărilor organizate pentru sărbătorirea Ziua Forțelor Terestre, în poligonul de tragere a Ghireș s-a desfășurat competiția Ziua Forțelor Terestre, Cupa Presei la Tir, ediția 2015. Colonelul Ștefan Toader, comandantul regimentului 69, artilerie mixtă Silvania, a evocat însemnătatea zilei, istoria și rolul forțelor terestre ale României. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă salut pe toți cei care ne onorați cu prezența. Așa cum știți, pe data de 23 aprilie, în fiecare an, când biserica sărbătorește pe Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, și patron al forțelor terestre, Armata României sărbătorește forțe terestre, cea mai importantă categorie de forțe din Armata României. Bazele moderne ale forțelor terestre au fost puse undeva la anul 1859 de către Alexandru Ioan Cuza. Mai târziu, în 1940, a apărut Secretariatul de Stat pentru trupele de uscat. Mai apoi, în 1947, s-au înființat 4 regiuni militare, care apoi s-au transformat în 4 armate. Iar în anul 1968 a apărut Comandamentul Infanteriei și Tancurilor. Acest Comandament al Infanteriei și Tancurilor s-a transformat în Comandamentul Trupelor de Uscat în anul 1990, iar 10 ani mai târziu, în anul 2000, acest Comandament al Trupelor de Uscat s-a transformat în Comandamentul și Statul Major al Forțelor Terestre. La nivelul județului Sălaj, în cadrul Forțelor Terestre există un regiment de artilerie, se cheamă Regimentul 69 Artilerie Mixtă Silvania. Sunt deosebit de onoare că sunt comandantul acestui regiment. Vreau să vă spun că în Armata României nu există foarte multe asemenea regimente, există doar 3 asemenea categorii. Astăzi noi vrem să vă prezentăm la început o ședință demonstrativă pe care o vor prezenta militari din Batalionul 307 și Sprijin Logistic, militari care au fost în teatre de operații. Cu ocazia acestei zile a Forțelor Terestre, ne-am mai desfășurat concursul de volei, concursul de fotbal. Astăzi avem la Șimeu Silvane ceremonia de premiere și nu în ultimul rând, mâine avem o ceremonie prin care una dintre străzile din Șimeu Silvanii va primi denumirea generalului Stelian Popescu. Generalul Stelian Popescu a fost comandantul Regimentului 61 Artilerie Mixtă Silvania în anul 1958-1966 și ulterior a fost comandantul armatei a 4-a. Vă invit mâine să participați la această activitate. De asemenea, noi mai avem 2 ceremonii militare. Pe data de 29, Batalionul 316, asigurare date, condus de domnul colonel Miculac, pe care îl vedeți în partea stângă, împlinește o frumoasă zi de 10 ani. Activitatea se va desfășura în garnizoana Șimeu Silvanilor la 13. Iar pe data de 30, Batalionul domnului locotenent colonel Oros Nicolae va împlini 10 ani, activitatea se va desfășura în garnizoana Zalău. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Personal doresc să avem o relație deosebită. Armata face parte din popor și noi trebuie să arătăm ceea ce facem. Și unul dintre vectori sunteți dumneavoastră. De aceea vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența. Domnul comandant, în calitate de gazdă, vă rog să în continuare, domnul locotenent colonel Nicolae Gabriel Oros, comandantul batalionului 317 Sprijin Logistic Voivod Gelu din Zalău, a detaliat desfășurarea activității de tragere cu pistolul de calibru 7,62 mm, iar majorul Marius Pinciuc, batalionul 317, și majorul George Bentea, șef de stat major al batalionului 317, au prezentat securitatea tragerilor și au reamintit participanților pașii premergători executării comenzii foc. Aici colorate cu albastru. În acest sens o să o vedeți. Prin această crestătură care
Cu ocazia Cupei Presei de Ziua Forțelor Terestre se acordă locul 3 domnișoarei Monica Mare pentru tragerea executată. Felicitări! Rugăm pe domnul colonel. Da, vă rog să urcați pe podium. Locul 2, doamna, dacă greșesc, sau domnișoara, Diana Baidoc. Iar cea mai bună trăgătoare, doamna Anca Schlachter, să nu greșesc. Felicitări! Felicitări doamnelor și domnișoarelor câștigătoare. Acum adresăm rugămintea domnului colonel Miculac Marcel să facă premierea pentru secțiunea masculină. Se acordă locul 3 domnului Crișan Valer, care o să o primească. Locul 2 domnului Arnold Schlachter. E o legătură între domnul și doamna. Și locul 3, reprezentantul primăriei, domnului Tulai Ioan. Felicitări! Cea a domnului vicepreședinte, dați-o domnului secretar, dacă vă rog să... În imagine, rămâne, nu contează cine a tras. Dați-i eu, domnule. Pentru presă, pentru presă. Deci, domnul secretar, poza contează. La finalul activității de tragere, colonelul Ștefan Toader și colonelul Marcel Niculae, comandantul batalionului 316, asigurări date Guruslău, din Cimleul Silvaniei, au înmânat diplome pentru primele trei locuri, dar și diplome de participare tuturor celor prezenți. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru.